O să încep eu cu prezentarea lucrării mele, cu partea aceasta de chatbot și impactul asupra sectorului public și a contabilității. Am discutat cu comun acord, de comun acord cu colegii că, deși prezentarea este în limba engleză și o pot să vă arăt și în limba engleză, putem discuta în limba română. Da. Sunteți de acord cu formula aceasta? Da, foarte bine. Da, doamna Nițu, sunteți dumneavoastră de acord? Da, desigur. Da, bun atunci. Mulțumesc, chiar. Deci vă prezint partea de chatbot. Aveți programul conferinței, da? La Da, panelul 3. Da, eu am o temă care este în legătură cu chatbot și contabilitatea și am văzut că și colega noastră, doamna profesoară Liana Gădău, și dânsa a ales o temă legată de digitalizare în contabilitate și cloud accounting. Da. Deci chiar se potrivește cele două teme. Pentru partea aceasta introductivă, nu știu dacă dumneavoastră știți despre chatbot. Chatbotul este un element de noutate în domeniul acesta al inteligenței artificiale și se pare că acest asistent, care este numit chatbot, un asistent digital, este de mare succes. Știm că chatbotul este o formă de inteligență artificială care desfășoară conversații prin diferite metode de analiză și text. Și deși a fost utilizat prima dată la începutul anilor 1990, acum a evoluat foarte mult pentru dezvoltarea serviciilor financiare, în special în sectorul public, însă și pentru activități de contabilitate și vom vedea că am câteva exemple. Majoritatea chatbot-urilor sunt accesate online prin intermediul ferestrelor specifice site-urilor web sau prin intermediul asistenților virtuali. În administrația publică sunt întâlniți acest chatbot în Europa, în domenii de activitate de e-commerce, e-finance, e-guvernare, e-educație, e-învățământ, e-incluziune, e-cultură și e-sănătate. Însă, în ultimii ani, chatbot a fost folosit și de către instituțiile bancare, firme de asigurare, companii de media, companii de comerț electronic, liniile aeriene și chiar lanțurile hoteliere. Probabil că și dumneavoastră ați avut ocazia să vă întâlniți cu chatbot. Eu m-am întâlnit cu un chatbot la o agenție de turism și vă spun că am fost și luată prin surprindere. Agențiile guvernamentale au implementat chatbot pentru a răspunde acestor solicitări simple din partea cetățenilor, în special cei din administrația publică locală, comunitatea locală, pentru promovare și pentru a oferi modalități suplimentare de dezvoltare a serviciilor publice. Și se pare că interfața a chatbotului cu cetățenii se va dezvolta foarte mult în viitorul apropiat. Eu vă propun, dacă sunteți de acord, întâi să ascultăm prezentările și după aceea, la final, să lăsăm partea de întrebări și de observații, comentarii. Sunteți de acord? Da, bineînțeles. Desigur. Aveți aici o arhitectură a unui chatbot, așa cum a fost stabilită de Comisia Europeană. Deci, la nivelul Uniunii Europene, există o preocupare intensă pentru utilizarea acestui chatbot, care este un asistent digital. Și aici se vede în imagine asistentul digital care face legătura între User Interface and Knowledge Base. Deci, legătura aceasta între cetățeni și platformele acestea inteligente sunt asigurate de acest asistent digital.
Comisia Europeană a făcut un studiu la nivelul țărilor europene în anul 2019 și s-a constatat că interesul general pentru chatbots este în plină expansiune, deoarece acești chatbots pot fi instruiți mult mai repede decât oamenii, sunt disponibili permanent și reacționează instantaneu la întrebările utilizatorilor. Acum, nu știu dumneavoastră cum vă obișnuiți cu chatbotul, dar eu personal m-am obișnuit să lucrez cu oamenii și chatbotul nu reacționează deloc ca un om. Are o serie de răspunsuri prestabilite și nu poate să ofere alte informații de care cetățeanul sau utilizatorul are nevoie. În orice caz, acest sondaj efectuat de către Comisia Europeană a demonstrat o creștere exponențială a acestei utilizări și a interesului pentru implementarea chatbotului. Și în figura aceasta, din imagine, la dumneavoastră se vede? Da, da, foarte bine. Da. Deci în această figură se vede cum chatbotul prezintă interes pentru țările europene și vedeți această creștere spectaculoasă pentru ultimii ani care a fost înregistrată și care a prezentat interes la nivelul Comisiei Europene. O altă facilitate a utilizării acestui chatbot este faptul că poate fi integrat cu ușurință în platforma Facebook Messenger a unei instituții publice, a unei instituții financiar-bancare sau chiar la nivelul companiilor multinaționale. Acum să vedem câteva exemple de chatbot. Cel mai cunoscut este cel NOA, utilizat în administrația publică franceză. Acest chatbot combină cunoștințele a mai multor servicii și proceduri publice cu ocazia începerii unor afaceri. Deci acest chatbot numit NOA îi asistă pe întreprinzători să își înființeze o afacere, o firmă sau o formă de organizare juridică. Și uitați, se vede aici în imagine că poate discuta și în engleză și în franceză. La dumneavoastră se vede? Da. Se consideră că acest chatbot nou a utilizat în administrația publică franceză este de mare interes și de succes pentru cetățenii și persoanele interesate din Franța. Și în România există chatbot. Primul chatbot pe care l-am identificat a fost lansat în sistemul bancar de către Libra Bank în anul 2018 și a fost utilizat pentru vânzarea online a produselor bancare specifice băncii Libra Bank. Rezultatul a fost spectaculos pentru că s-a înregistrat un număr de peste 10.000 de interacțiuni online cu utilizatorii care doresc aceste servicii bancare online. Și trebuie să recunoaștem că tânăra generație este mai mult interesată de aceste servicii online și de interacțiunile online decât de interacțiunea clasică cu funcționarii care lucrează în domeniul bancar. Un alt chatbot existent în România și pe care cu siguranță îl cunoașteți este Carrefour Chatbot, lansat tot în anul 2018, fiind primul chatbot lansat de un retailer în România și care a avut un succes deosebit, fiind accesat de 1 milion de utilizatori în anul 2018. Aveți aici în imagine și cum s-a lansat acest Carrefour chatbot pentru că a permis accesul la piața muncii, la funcția de cariere în lanțul de magazine Carrefour, a permis accesul utilizatorilor la magazinele de rețea cu funcția de magazin și a trimis direct către responsabilii de magazine sesizările primite de la clienți. Deci se pare că acest chatbot la Carrefour a fost imediat bine primit de către
clienți și și-a dovedit utilitatea în momentul în care aceștia au dorit să apeleze la serviciile acestui chatbot. Cu siguranță, acesta este numai începutul și vor mai fi și alte solicitări din partea clienților pentru acest tip de chatbot. Ați utilizat vreodată acest chatbot la magazinul Carrefour? Nu, nu, nu. Dar m-ați făcut curioasă și o să fiu mai atentă acum. Înseamnă că studiați acolo platforma de la Carrefour. Da, este un pas către viitor și o modalitate de schimbare a interacționării cu lanțurile de magazine. Un alt chatbot în România a fost lansat de către Telecom la finele anului 2020, deci relativ recent, acum un an de zile, pentru simplificarea accesului la abonamente și servicii fixe de telefonie. Chatbot Tim știe cum să porteze un număr de telefon în rețeaua Telecom, cum să migreze de la card la abonament și cum să contracteze un nou abonament pentru clienții interesați. De asemenea, acest chatbot Tim este mereu actualizat cu cele mai avantajoase opțiuni pentru abonamente de internet, Wi-Fi, televizor, stick-uri din acelea smart pentru televiziune și altele de acest gen. Ați interacționat cumva și cu acest chatbot de la Telecom? Nu, nu. Cred că de la Vodafone am interacționat. Cred că de la Vodafone. Da, Vodafone nu știu, nu am interacționat cu niciun chatbot la Vodafone. E adevărat că au și ei un robot, dar nu știu dacă este de tipul Păi chatbot. asta vreau să văd dacă este Nu sau știu, nu. acest chatbot interacționează în scris, În după cum scris. vedeți, da, Da. cu utilizatorii. Însă, încet, încet, eu aș vrea să ajungem și, ca să nu lungim foarte mult prezentarea, aș vrea să ajungem și la partea de contabilitate. Deci ați văzut că există Da. mai multe tipuri de chatbot. Însă primul chatbot contabil din întreaga lume a fost utilizat prima dată în Marea Britanie, se numește Chatbot Sage UK. Acesta poate fi folosit prin intermediul Skype sau prin intermediul Facebook, fiind util pentru tranzacționarea acestor operațiuni financiare, gestionarea tranzacțiilor financiare pentru tinerii antreprenori care preferă acest tip de interacțiune cu chatbotul. Știați că există și chatbot contabil? Nu, nu, nu Deci știam. vedeți că viitorul Da. schimbă foarte mult în contabilitate și în administrație, bineînțeles. Firmele de contabilitate pot implementa chatbots pentru a gestiona conversațiile cu persoanele interesate care au nevoie de asistență de specialitate pentru impozite, taxe, alte servicii contabile și aceștia vor deveni clienți pentru firma de contabilitate respectivă. Există un alt chatbot, tot așa consacrat pe plan internațional. În Portugalia există un chatbot de contabilitate care se folosește de firmele din Portugalia tocmai pentru a gestiona aceste discuții inițiale, conversații, poate acorda asistență clienților potențiali și celor care își constituie o afacere. Am putea spune că această tehnologie este relativ nouă pentru că se află în fază incipientă și chatbotul va avea însă în viitor un impact semnificativ asupra sectorului financiar contabil, deoarece se pare că tinerii profesioniști în domeniul financiar contabil, însă și clienții preferă foarte mult partea aceasta online.
și preferă să efectueze operațiunile contabile mult mai rapid decât în mod tradițional. Ca urmare, în viitor, chatboturile în contabilitate vor prelua aceste sarcini standard minore, astfel încât profesioniștii contabili să-și folosească expertiza pentru modul de elaborare a rapoartelor financiare, situațiilor financiare anuale, strategii pe termen lung și alte rapoarte de audit sau expertiză contabilă. Însă, încet, încet, chatboturile vor fi integrate în sistemul financiar contabil al firmelor de contabilitate și în administrația publică, centrală și locală, și eu mă aștept cât de curând să vedem un chatbot și la ANAF, cu care vom discuta în loc de serviciul obișnuit de call center. Da. Nu aș vrea să vă rețin foarte mult cu aceste amănunte. Veți putea găsi și în comunicarea pe care am pregătit-o și care are multe elemente interesante. Aș vrea să continuăm, dacă sunteți de acord, să prezinte și colega, doamna profesoară Liana Gădău, pentru că tema dânsei se leagă foarte mult de partea aceasta de chatbot și viitorul din transformarea digitală în contabilitate, de fapt. Și atunci o rugăm pe doamna profesoară să înceapă prezentarea dânsei. Da, imediat mă duc să iau PowerPoint-urile, le pun pe ecran și Păi prezentăm. eu cred că unul singur ne ajunge. Așa, câte Să unul. nu o ținem pe doamna Imediat. Nițu aici, doamna Carmen Nițu, Imediat. toată ziua. Îmi face plăcere cu dumneavoastră. Da? Păi vă mai Da. așteptăm, doamna Nițu. Noi organizăm conferințe. Vedeți că Da? luna mai o să fie conferința CEN 2022. Mai. După cum se vede pe ecran, tema conferinței, tema aleasă pentru această conferință de către mine, se numește Contabilitatea, noua eră a digitalizării și în special m-am axat pe Cloud Accounting. Ca prezentare, am constatat că în ultimii ani s-au înregistrat progrese foarte mari, substanțiale în domeniul cloud computing, Cloud se numește, cloud cloud. computing. Schimbările determinate de tehnologiile digitale se simt în toate domeniile, în special, cum zicea și doamna profesoară Luminița Ionescu, în domeniul contabil, în prezent în afaceri. Transferul sistemelor de contabilitate în cloud este o soluție nouă la care apelează tot mai multe companii care consideră că în acest fel își vor îmbunătăți eficiența economică a activității de business, performanța și competitivitatea companiei. Iar prin acest articol, prin această analiză a studiului meu de caz, am căutat să analizez implementarea tehnologiei cloud în contabilitatea organizației și modul cum această tehnologie influențează fluxul prelucrărilor contabile, dar și rezultatele contabile. În lumea afacerilor, transferul sistemelor contabile în cloud este o soluție nouă și inovatoare, la care apelează tot mai multe companii în prezent, motivate de avantajele în ceea ce privește costurile, diversitatea și rapiditatea operațiilor puse la dispoziție de noua tehnologie. Implementarea tehnologiilor cloud în sistemul informațional contabil al companiilor moderne reprezintă un subiect actual care prezintă interes, dar și controverse atât în mediul de afaceri, cât și în mediul profesiei contabile. Cloud computing este un model de prelucrare a datelor care constă în punerea la dispoziția utilizatorului, prin intermediul resurselor web și a serviciilor furnizorului, a puterii de calcul, a spațiului de disk, a bazelor de date, a serviciilor de analiză și a inteligenței artificiale. În condițiile în care tehnologia informației a evoluat extrem de rapid în ultimul deceniu, se simte nevoia unei noi abordări a informatizării contabilității, fapt care poate avea un impact pozitiv asupra afacerii.
Studiile arată că din ce în ce mai mulți manageri sunt pregătiți și optează pentru migrarea procesului financiar și contabil în cloud. Aplicațiile de tip cloud implementate în procesul contabil pot crește productivitatea personalului contabil prin optimizarea timpului consumat cu procesarea datelor și alocarea acestuia pentru elaborarea de analize contabile în luarea deciziilor. Implicit acest lucru poate genera o reducere a costurilor de colectare și procesare a datelor contabile, dar și o îmbunătățire a relației client-contabil prin accesul într-un timp mai scurt la informațiile dorite de client. Un software de contabilitate online în cloud poate oferi managerilor și angajaților posibilitatea de acces global și integrat la date, de actualizare rapidă a informațiilor atunci când se dorește o generare rapidă a rapoartelor, a situațiilor financiare, cu o reducere semnificativă de timp și de costuri. O aplicație de tip Cloud Accounting reprezintă o aplicație de contabilitate care poate fi accesată de oriunde există conexiune la internet, fără să fie necesar să fie instalată și gestionată pe servere proprii. Prin implementarea acestor aplicații, relația financiară a partenerilor de business poate fi semnificativ îmbunătățită, în sensul că prin aceste aplicații se poate renunța la activități consumatoare de timp și resurse, se permite accesul la date într-un spațiu de lucru comun și se permite stocarea securizată și online a informațiilor, iar indiferent de locație, se permite accesul permanent și de pe orice dispozitiv electronic, dar care trebuie să aibă o conexiune la internet. Implementarea aplicațiilor cloud în procesul contabil nu este o acțiune ușoară, deoarece presupune o schimbare de mentalitate, de cultură, de atitudine, dar chiar și o diminuare de personal. Contabilii nu adoptă doar cloud computing, ci trebuie să-și structureze o nouă abordare de lucru care va reduce procesele administrative, care sunt repetitive, dar și o reducere, cum spuneam, de personal. Care sunt avantajele acestei aplicații cloud accounting în contabilitate? În primul rând, implementarea unor aplicații cloud în procesul contabil al unei companii ajută la reducerea timpului și volumului pentru procesarea factorilor și a altor documente financiare prin posibilitatea evidenței electronice. Comparativ cu contabilitatea tradițională, sistemul contabil în cloud poate face trecerea de la înregistrări contabile de bază la elaborarea de analize de business în timp real. Cloud accounting simplifică modul de abordare a datelor. Toate informațiile cerute la un anumit moment pentru analiza situației financiare sunt dispuse sub o formă rapidă de citire și de interpretare, adică sub formă de tablouri de bord, ușor de urmărit de către client. Cloud accounting oferă posibilitatea eliminării informației duplicat, prevenirea erorilor, dar și creșterea acurateței datelor. Tehnologia cloud necesită investiții minime în echipamente software, iar mentenanța aplicațiilor cloud este asigurată de furnizor fără costuri suplimentare. Totuși, există niște limite ale tehnologiei cloud computing în contabilitate, și anume, implementarea aplicațiilor cloud este destul de lentă, în special din cauza nesiguranței managementului cu privire la controlul și proprietatea informațiilor. De asemenea, există temeri și temerile cele mai mari ale companiilor se referă la securitatea și confidențialitatea informației acestora în ceea ce privește folosirea unor aplicații bazate pe cloud. Aceste temeri legate de securitatea datelor se explică prin faptul că prin aplicarea serviciilor cloud, informațiile companiei sunt stocate pe un server ce poate fi accesat prin intermediul internetului
și nu sunt stocate pe propria unitate de calculator al companiei. Există o confuzie generată de modul de partajare a responsabilității între departamente. Acest lucru poate genera incidente cibernetice și de siguranță sub formă de atacuri de tip malware și furturi de date. Detectarea în timp util a problemei de securitate cibernetică, dar și incapacitatea protocoalelor existente în materie de siguranță a rețelei de a oferi vizibilitate în volumul de lucru al serverului gazdă pot reprezenta probleme de securitate cibernetică. Totuși, unde ne situăm, există limite, ce am văzut, există avantaje foarte benefice pentru contabilitate, pentru progresul activității unei societăți. Există și limite și le-am văzut care sunt cele mai mari temeri ale companiilor prin aplicarea acestor aplicații. Totuși, unde se situează contabilitatea prin implementarea acestor aplicații cloud? Și am zis, contabilitatea trebuie să se poziționeze în viitor, profitând de oportunitățile tehnologiilor digitale, inclusiv de aplicațiile cloud computing, pentru a avea o viziune a afacerii, dar și pentru a asigura eficiența proceselor, conformitatea, controlul, creșterea productivității, reducerea costurilor și creșterea per total al afacerii. Tehnologia cloud computing schimbă modul în care informațiile sunt acumulate și sortate, viteza și maniera în care interacționăm și comunicăm, și ne ajută să sporim transparența și răspunderea. Există și rămâne riscul cibernetic și este temerea cea mai mare. Riscul cibernetic este și va rămâne o problemă spinoasă în acest context, dar trebuie integrat în toate procesele decizionale de afaceri și trebuie cu el să mergem mai departe. Mulțumesc frumos. Mulțumesc pentru prezentare, pentru că m-ați ascultat. Și ne mulțumim. Vă mulțumim, vă mulțumim. Doamna Anițu, așteptăm prezentarea dumneavoastră. Da. Vă ascultăm. Așa. Deci îmi face o deosebită plăcere să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră la un moment atât de important, dedicat promovării unui plan ambițios, provocator și în egală măsură grație beneficiilor sale, necesar și util Ministerului Apărării Naționale, cât și întregii societăți. Astăzi voi prezenta aspecte definitorii privind finanțarea, contabilitatea și beneficiilor proiectelor cu finanțare europeană, care pot fi atrase de entități din Ministerul Apărării Naționale. Vom fi de acord că lumea este într-o permanentă schimbare, iar criza provocată de pandemia de COVID-19 a modificat perspectivele economice, sociale, sanitare și de mediu, astfel încât a determinat Comisia Europeană și liderii Uniunii Europene să convină asupra unui mecanism de redresare și reziliență care să susțină și să ajute țara noastră să iasă din criză și să pună bazele unei Europe moderne și durabile pentru a contribui la repararea daunelor economice și sociale. Răspunsul României a constat în elaborarea acestui plan, Planul Național de Redresare și Reziliență, un plan cuprinzător cu reforme și investiții. Ce este acest Next Generation EU? Este un instrument de recuperare temporară care permite Comisiei să strângă fonduri pentru a ajuta la repararea daunelor economice și sociale provocate de pandemia de coronavirus. După cum putem observa, mecanismul de redresare și reziliență reprezintă pilonul principal al acestui instrument creat de Comisia Europeană, având o valoare de aproape 700
Da, aproximativ 723 de miliarde de euro. Acest mecanism este conceput grație regulamentului 241 per 2021, iar scopul acestuia este să susțină accelerarea implementării reformelor sustenabile și a investițiilor publice conexe în statele membre. Conform acestui regulament, amintit anterior, statele membre elaborează planuri, deci au obligația să elaboreze planuri naționale de redresare și reziliență, care stabilesc agende naționale în materie de reforme și de investiții, prin corelare cu obiectivele specifice ale acestui mecanism menționat. Astfel, România beneficiază de o alocare de aproximativ 29 de miliarde de euro, din care aproximativ 14 miliarde sunt împrumuturi, 14 miliarde de euro sunt granturi. Așa, după cum se poate observa și după cum se cunoaște, acest plan de țară, Planul Național de Redresare și Reziliență, este de fapt un plan de țară, da, pe care România l-a prezentat Comisiei, respectă criteriile de eligibilitate, respectiv recomandările specifice de țară, adresate României de către Consiliu potrivit semestrului european, precum și obiectivele climatice și digitale prin alocarea de 37% și 20% din cheltuielile sale. Planul Național de Redresare și Reziliență a fost adoptat de către Comisia Europeană recent, da, în data de 27 septembrie anul acesta, conține 171 de măsuri, 64 de reforme și 107 investiții, precum și o detaliere cuprinzătoare a situației economice a României și cum cei șase piloni, cum contribuie cei șase piloni prevăzuți la articolul 3 din acest regulament pe care l-am menționat. Planul Național de Redresare și reziliență al României este structurat pe 15 componente care acoperă toți cei șase piloni prevăzuți în regulament, după cum îi putem observa: tranziția verde, transformarea digitală, creșterea inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, coeziune socială și teritorială, sănătate și reziliență economică și socială, precum și pilonul noua generație. Aici vom discuta despre educație. După cum putem observa, am realizat aici o fotografie, să spun așa, a planului, pentru a putea avea o imagine de ansamblu a celor șase piloni, precum și a celor 15 componente de care aminteam puțin mai devreme. O să trec succint prin componente, pentru că este important să știm la nivel național ce investiții urmează și în ce domenii urmează să le realizăm noi ca țară: managementul apei, pădurii, protecția biodiversității, managementul deșeurilor, transport sustenabil, valul renovării, vom avea investiții în energie, în transformare digitală, apropo de ce s-a discutat puțin mai devreme, chiar vom avea cloud guvernamental și migrarea datelor în cloud, inclusiv pe inteligența artificială, reforma fiscală și reforma pensiilor, sprijin pentru mediul de afaceri, componenta de cercetare, dezvoltare, inovare, fondul local pentru tranziția verde și digitală, componenta de turism și cultură, sănătate, iată avem și sănătatea, reforme sociale, bună guvernanță și educația, un pilon foarte important în orice societate de altfel. Digitalizarea. Digitalizarea poate să aducă contribuții într-un pachet de beneficii, cum ar fi eficientizarea unor activități și procese, precum și simplificarea consumului de resurse materiale. Efectele automatizării producției și interconectării proceselor se referă și în sistemele educaționale, ca pachete sau sisteme integrate de echipamente, sistem IT și dispozitive mobile, care au capacitatea de a comunica între ele. Standardizarea comunicării între toți actorii implicați în procesul educațional, prin utilizarea noilor standarde educaționale de IT, precum și dezvoltarea de aplicații privind inteligența artificială. Odată îndeplinite aceste condiții, sistemul digital al Ministerului Apărării Naționale va funcționa consolidat la capacitate optimă, devenind un exemplu de bune practici în reformarea domeniului educațional prin ITNC pentru mediul guvernamental. În linii esențiale, metodele utilizate în prezent de gestionarea evoluției progresului
cursanților sunt conduse de modele vechi și tradiționale de învățare. Da? Știm cu toții. Sistemul educațional militar trebuie să evolueze în schimb, să se adapteze, să-și perfecționeze relaționarea internă a procesului educațional în vederea creșterii nivelului de pregătire a tuturor categoriilor de absolvenți. Astfel, am realizat o serie de recomandări cu privire la universitățile, liceele cu specific militar, institutele de cercetare științifică din cadrul armatei, care au ținut proiecte europene prin POSDRU, este programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, POCU, programul operațional capital uman, sau pot accesa prin POEO, prin programul operațional educație și ocupare, da? Pentru noua perioadă de programare 2021-2027 prin politica de coeziune. Totodată, universitățile și institutele de cercetare științifică din domeniul militar pot beneficia de proiecte de finanțare pe domeniul cercetare științifică aplicativă prin POC și prin POCIDIF, deci prin programul operațional competitivitate, aflat acum în implementare, și POCIDIF este programul operațional creștere inteligentă, digitalizare și instrumente financiare pentru următoarea perioadă de programare, 2021-2027. Iată că și spitalele și centrele medicale din armată pot fi și ele implicate în proiecte viitoare. Și vorbim aici de programul operațional sectorial pentru noua perioadă de programare, chiar și prin PNRR. Chiar și prin Planul Național de Redresare și Reziliență, deoarece conform articolul 16 din legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, Ministerul Apărării Naționale poate fi sprijinit și poate obține finanțare pentru sistemul informatic de telemedicină în parteneriat cu Ministerul Sănătății. În ultimii 5 ani, Ministerul Apărării Naționale a derulat proiecte din fonduri europene, atât în calitatea sa de beneficiar unic, cât și în parteneriat cu alte entități naționale și internaționale. Au fost implementate o serie de proiecte în vederea creșterii capacității de gestionare a situației de urgență cauzate de criza sanitară în contextul pandemiei, da, COVID-19, consolidarea capacității de gestionare a crizei create de infectarea cu acest virus, SARS-CoV-2, prin protejarea personalului medical și auxiliar din unitățile sanitare ale Ministerului Apărării Naționale, precum și prin protejarea personalului militar și civil care participă în acțiuni de combatere a răspândirii acestui virus. Au fost dotate unitățile sanitare cu echipamente de protecție, dar și au fost dotate și ambulatoriul de, da, a fost dotat ambulatoriul de specialitate cu echipamente medicale. Vedem totodată aici o serie de proiecte deja implementate de Ministerul Apărării Naționale cu alte entități, precum și o parte din proiectele finanțate din fonduri europene derulate de structurile din subordinea Ministerului Apărării Naționale. Esențial este că am făcut o serie de recomandări privind contabilizarea operațiunilor în astfel de proiecte pentru entitățile din Ministerul Apărării Naționale. Contabilitatea proiectelor europene presupune înțelegerea modului de alocare a sumelor și a cadrului legal care stă la baza încadrării unei cheltuieli ca fiind eligibilă, cheltuială eligibilă în proiect, asigurându-se regulile generale de eligibilitate. Roluri. Un contabil bun va asigura rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și rambursarea finală, iar un expert contabil finalizează munca efectuată de către contabil și de către responsabilul financiar prin revizuirea registrelor contabile ale proiectului. În schimb, un auditor financiar extern are menirea să supervizeze atât partea contabilă a proiectelor, cât și alte operațiuni ce țin de managementul și chiar achizițiile publice ce se efectuează în cadrul acestor proiecte. Contabilitatea proiectului trebuie să asigure verificarea reconcilierilor, perioadelor de sfârșit și de început, pentru a se asigura că nu există documente decontate de mai multe ori sau în afara perioadei de referință, da? Pentru a evita dubla finanțare, de exemplu. Referitor la fiecare cerere de rambursare și de plată și documentele suport, contabilitatea proiectelor europene implică realizarea acestor două tipuri de documente, iar sumele solicitate la rambursare trebuie să fie exacte, reale, eligibile și legal solicitate. Iată că
Contabilitatea propriu-zisă a proiectului, în special pentru partenerii în proiect, solicită următoarele operațiuni. Realizarea contabilității analitice a proiectului, asigurând transparența înregistrărilor și identificarea ușoară a tuturor veniturilor și cheltuielilor proiectului, înregistrarea contractului de finanțare, a prefinanțării, a sumelor solicitate la rambursare de parteneri, a prefinanțărilor plătite către aceștia, precum și a sumelor plătite furnizorilor, pregătirea și aprobarea unui set de politici și proceduri contabile care vor fi utilizate în implementare, precum și soluționarea tuturor problemelor legate de resursele umane și salarizare. Iată că am ajuns și la secțiunea dedicată concluziilor și vom spune... Sperăm că după aceea vrem să facem câteva discuții împreună. Da, desigur. Sistemele de educație trec printr-un proces de schimbare determinat de noile tehnologii, iar dezvoltarea competențelor cetățenilor care participă la diverse activități de educație reprezintă elementul cheie în relevanța în asigurarea securității naționale a României. Propunem astfel obținerea sprijinului financiar nerambursabil privitor la reforma sistemului digital al Ministerului Apărării Naționale prin implementarea mai multor aplicații care vor avea drept rezultat dezvoltarea unui sistem precis de evaluare a parcurgerii etapelor educaționale a componentelor dobândite și va determina o eficientizare a proceselor interne pe termen lung. Relația dintre această reformă și creșterea economică este datorată economiei de resurse de timp, în special, dar și de altă natură, prin creșterea adaptabilității sistemului educațional la situații noi de criză. Vor facilita realizarea de investiții, rezolvarea diverse probleme administrative ce apar în mod natural în societate. Realizarea unei mai mari integrări a mediului militar în zona de formare profesională, obținându-se mai ușor recunoașterea studiilor, aplicarea, centralizarea și procesarea informațiilor privind instruirea personalului va facilita, de asemenea, creșterea nivelului de profesionalizare a Armatei României. În final, am expus bibliografia. Și eu vom lăsa bibliografia, nu ne interesează, vom vedea în volum când se publică volumul, vom vedea acolo. Da. Mulțumesc pentru atenție și doresc să adun mulțumiri speciale și domnului profesor coordonator Dumitru Nica pentru întregul care, din păcate, nu e cu noi astăzi. Da, îi dorim multă sănătate pentru că mi-a acordat mult sprijin și pe parcursul școlii doctorale, precum și în susținerea mea profesională. Și mulțumesc întregii echipe. Da, doamna Cosonica este un om deosebit și ne bucurăm că de mulți ani este cadru didactic la Universitatea Spirul Haret și, bineînțeles, conducător de doctorat. Puteți să închideți prezentarea, vă rugăm. Da, imediat. Așa. Pentru că oarecum aceste teme sunt înrudite, deoarece au tratat partea aceasta de modernizare a contabilității și utilizarea acestor noi aplicații. Am văzut despre chatbot, doamna profesoară ne-a prezentat cu cloud accounting și doamna Nisu ne-a prezentat cu modernizarea sistemului financiar contabil și raportare la instituții publice. Să discutăm și noi câteva momente despre direcții de viitor. Cum vedeți dumneavoastră, considerați că acești chatbot și cloud accounting se vor dezvolta, vor fi aplicați și în administrația publică? Doamna Anițu, dumneavoastră, sunteți în administrația publică, din câte înțeleg. Da, eu am o experiență de 15 ani în domeniul fondurilor europene. Și ce ziceți de această inteligență artificială, cloud accounting și chatbot, se vor aplica la nivelul ministerelor? Am privit și am ascultat cu maximă atenție ambele prezentări care chiar reprezintă un interes pentru România. Eu consider că tot ce înseamnă digitalizare ajută și va ajuta în sprijinul instituțiilor și nu numai instituțiilor, cât și a societății civile.
că vorbim de acest chatbot pe care ni l-ați prezentat, că vorbim de accounting, cloud accounting. Noi am avut în acest plan național de redresare și reziliență chiar o componentă specială, cum spuneam în pilonul 2, transformare digitală, componenta de digitalizare, ceea ce implică un cloud guvernamental, da? Și migrarea cloud, datelor în cloud, pe tot ce înseamnă instituții publice și de ce nu și astfel de inițiative pot sprijini și facilita orice instituție din România și nu doar instituție, cum spuneam mai devreme, și ONG-uri sau cum ne-ați prezentat cazul Carrefour sau cazul Telecom, de care ne spunea doamna profesor. Da, eu consider că tot ce înseamnă digitalizare în țara noastră ajută și avem chiar mai mult decât atât cazul în urma acestei pandemii provocate de acest virus, nenorocit aș putea spune, care ne-a făcut să apelăm la aceste metode digitale, inclusiv comunicările tip conferințe, inclusiv școală online, inclusiv contabilitate. Da? E, aici trebuie văzut pe partea de securitate cibernetică, în schimb, ce se poate, astfel încât, cum prezentați puțin mai devreme, referitor la securitatea datelor și a informațiilor, mai cu seamă când vorbim de anumite de contabilitate și de date financiare. Dumneavoastră ne spuneți lucruri într-adevăr foarte utile și cu siguranță viitorul așa va fi, dar ce facem cu cei care nu mai sunt tineri? Dumneavoastră sunteți tânără, dar știți că majoritatea populației nu este tânără, România. Cum se va adapta majoritatea populației la acești cloud, chatbot și algoritmi de genul acestea când ei nu au nici internet acasă? Unii nu mai au nici curent electric, totuși, în teritoriu încă sunt localități fără curent electric. Aici unde nu există curent electric și unde nu există internet, din păcate, acest factor numit digitalizare, într-adevăr, nu poate în acest moment. Dar, având în vedere că în România există foarte multe zone albe, zone neacoperite de internet, din păcate, exact. Eforturile sunt să se acopere cât mai mult din aceste zone, astfel încât să poată beneficia de astfel de servicii și persoanele mai în vârstă. Mai cu seamă, sunt în țara noastră oameni care se ocupă și chiar au obținut proiecte de finanțare europene care se ocupă chiar cu asta, cu sprijinul persoanelor să îi educe efectiv, să utilizeze, să poată să acceseze un calculator, pentru că în țara noastră, într-adevăr, sunt oameni care nu știu să deschidă un calculator, dar asta nu înseamnă că ei reprezintă majoritatea țării, da? E adevărat că sunt și tineri. Eu nu știu dacă mai fac eu parte din categoria respectivă, cum spuneați. Am și eu 15 ani de experiență. Dumneavoastră sunteți foarte tânără față de mulți care sunt peste 60 de ani în România și care nu știu dacă ei vor învăța partea de internet, de calculator și așa de site. Este. Așa este. Dar asta este și responsabilitatea noastră a tuturor să facem ceva pentru țara noastră. Deci interesul nostru este prioritar pentru statul român, astfel încât toți, da? Toți care suntem la această masă, să facem eforturi astfel încât să putem să îi ajutăm și pe ei. Da, este inițiativa dumneavoastră lăudabilă, dacă credeți că vă putea merge în teritoriu, în toate satele, să-i ajutați pe bătrânii din România care nu își pot asigura nici cele necesare traiului zilnic, să aibă calculator și internet să le folosească, că nu au apă curentă în casă. Așa este, dar haideți încă sate pe vârful muntelui. Așa este. Eu vă înțeleg și sunt în aceeași barcă cu dumneavoastră din punctul acesta de vedere, dar haideți să vedem ce se poate face la nivelul statului român. Haideți să ne mobilizăm, să dorim să facem o schimbare, să acoperim acele zone albe de internet cu cine? Cu furnizori, cu oameni care pot face asta la nivelul statului român. Da? Sunt suficiente firme în țara aceasta care poate să facă asta, dar este nevoie și de resursă financiară, în primul rând, da? De resursă umană, trebuie să avem în vedere toate aceste aspecte. Dorința evident este a tuturor, este dorința de a putea accesa oricine un calculator, dar știm în același timp, ne raportăm la situația noastră, știm ce există în acest moment în România, facem ce putem la nivel de stat, da? Tot ce putem, tot ce
tot ce putem facem, dar la nivel Da, de vă mulțumim, cetățean. dumneavoastră sunteți mai tânără și mai entuziastă și credeți că o să învețe tot să lucreze pe calculator și pe internet. În experiența care am avut-o la ANAF cu SPV-ul, care domnul ministru de finanțe acum 2 ani a dispus ca toate persoanele care au contracte de închiriere, inclusiv cetățenii de 90 de ani, să-și facă SPV, să-și încheie declarație din aceea unică în PDF inteligent și să transmită la ANAF, a fost un mare fiasco. Doamna profesoară Liana Gădău, dumneavoastră cum vedeți situația? Eu o văd exact, în mediul academic. Da, eu o văd exact cum o vedeți și dumneavoastră, cum o gândiți și dumneavoastră. Suntem împărțiți în persoane, populația României este împărțită în persoane tinere și persoane cu anumită vârstă. Și, din păcate, în categoria persoanelor cu anumită vârstă, nu vreau să zic în vârstă. Sunt părinții noștri, bunicii noștri. Foarte puțini știu să lucreze pe calculator, dar mai tragic că la ora actuală. Nu mai văd săracii. Da, cum ziceți și dumneavoastră, sunt persoane care nu au posibilitatea să. Nu au posibilitatea să fie conectați la internet sau să aibă un calculator. Și atunci eu mai trag urechea la televizor și văd că guvernanții doresc să digitalizeze tot, până și modalitatea de plată a pensiilor. Să nu se mai vină la ușă la oameni în vârstă, talonul să nu li se mai dea în mână. Totul să fie digitalizat și prin serviciile bancare să se efectueze. Dar ce fac bunicii care au 80-90 de ani? Exact. Nu trebuie să-i scoatem din peisaj. Eu m-am uitat la doamna Carmen Nițu, mi-a plăcut prezentarea dânsei și am reținut că în programul de redresare există și un pilon cu privire la digitalizare, dacă am reținut eu bine. Așa. Da. Planul acesta cu pilonul de digitalizare, concret, ce și-a propus să facă pentru zonele defavorizate ale României privind lipsa internetului, privind lipsa posibilității de a avea un calculator, de a avea acces la internet, pentru că trebuie să fii și să ajuți prin acest program. Degeaba vorbim noi de digitalizare. Da, digitalizarea rămâne la nivel de instituții financiar-bancare, la nivel de multinaționale. Vorbim de societăți comerciale care își permit să aplice această digitalizare. Dar marea majoritate a populației, cu marea majoritate a populației, cum rămâne? Nu mă refer la persoanele tinere, la persoanele vârstnice. După peste 60 de ani, cum zicea și doamna profesoară, cum îi ajutăm? Cum îi menținem pe linia aceasta a evoluției? Pentru că și ei trebuie menținuți alături de toată lumea. Discrepanța este mare între noi și Occident. Toți, până toate persoanele vârstnice au nu toate, să zicem marea majoritate au posibilitatea comunicării prin aceste rețele digitale. La noi, cum ajutăm? Depunerea declarațiilor, am văzut că se dorește să se facă online și persoanele peste 60 de ani și ele trebuie să depună aceste declarații. Cum îi ajutăm noi? Că dacă dăm așa niște acte normative peste noapte și îi obligăm, dar în spate, care este ajutorul? Sunt puncte de gândire și, cum zicea și doamna profesoară, la noi sunt discrepanțe foarte mari, iar aceste programe de redresare la care s-a lucrat, au fost prezentate, trebuie să se ancoreze cât mai mult în realitatea românească. Realitatea noastră este o realitate specifică, sunt discrepanțe mari și trebuie să corespundă realităților din țara noastră. Digitalizarea, da, rămâne un trend al viitorului și o necesitate, am văzut, dar
haideți să vedem cum putem să o implementăm, cu ce măsură o putem implementa la noi în țară, concret, dar pentru toate categoriile de oameni, nu numai pentru anumite categorie. Că vedeți, tinerii s-au detașat de oamenii peste 60 de ani. Tinerii sunt conectați la tot ce se întâmplă. Cum rămâne cu oamenii peste 60 de ani? Ce facem pentru ei? E, aici trebuie măsuri să venim în realitate să îi ajutăm. Cam asta este părerea mea, exact. Sunt de aceeași 100% cu ce a zis doamna profesoară Luminița Ionescu, că sunt discrepanțe foarte, foarte mari și trebuie văzut ce trebuie făcut. Și guvernanții trebuie să implementeze niște măsuri pe specificul țării noastre. Și să se aplice. Da, profesoră, cred că a înțeles colega, însă nu e reprezentantul guvernului aici. Da, este funcționar public, da, da, și de comunicare. E bine că a participat la această conferință și la panelul nostru, da, ca să vadă și alte puncte de vedere în afară de cele care se discută la nivelul ministerial acolo. A venit în mediul real, da, între oamenii obișnuiți, da, și în mediul academic, și poate a ascultat și alte puncte de vedere decât cele care se discută. Așa este. Mulțumim mult pentru participare. Poate va avea vedere, da, pe viitor și problematica aceasta a reală, care există reală la nivel teritorial, în care cetățenii după o anumită vârstă, să zicem după 60 de ani, nu au cum să se adapteze și nu are cine să învețe să dea drumul la un calculator, dar minte să-și completeze ceva electronic, să folosească cloud sau nu știu ce securitate din aceea informatică, nici nu a auzit vreodată cineva, nu știe cum arată. Așa este. Deci, în păcate, observăm această digitalizare foarte avansată, dar este discrepanța între starea reală, faptică, din teritoriu, pentru că oamenii nu știu, nu cunosc și nu au posibilitatea de a înțelege aceste, da, aspecte moderne ale digitalizării și poate transmite și dumneavoastră mai departe acolo unde lucrați cu sistemele acestea moderne. Da. Dacă îmi permiteți, ascultăm. Doamna profesoară m-a întrebat ce anume am realizat pe această componentă de digitalizare în plan. Și având în vedere că eu am fost responsabilă, numită prin ordin de ministru, să lucrez la acest plan, la o componente din elaborarea acestui plan, aș dori să-i spun doamnei profesoare ce anume s-a realizat prin acest plan pe componenta de digitalizare. Pentru că, după cum spuneam, valoarea totală a planului reprezintă 29 de miliarde de euro care au fost distribuiți către toate acele componente pe care le spuneam puțin mai devreme, da? Și către mediu, și către sănătate, unde acum sunt problemele esențiale, da? În spitalele românești, da? Banii s-au realocat în funcție de nevoile țării prioritare. Iar nevoile țării prioritare, când discutăm de componenta de digitalizare, în primul rând discutăm de o valoare de 2 miliarde de euro. Din acești 29 de miliarde de euro, 2 miliarde de euro s-au dus către digitalizare. Și o să vă spun așa în linii mari, pentru că m-ați întrebat, 560 de milioane de euro au plecat către infrastructura de cloud și migrarea datelor în cloud, pentru că este foarte important să se întâmple asta la nivelul țării. În primul rând, să existe între instituții o migrare a datelor și 400 de milioane de euro sunt investiții pentru realizarea pentru sistemul de sănătate, de telemedicină. Da? Deci majoritatea sumelor au plecat către nevoile pe care le avem în acest moment ca țară. Și eu pot să vă spun, s-au dus în servicii publice digitale pentru cetățeni și firme, da? Pentru dezvoltarea unui cadru unitar, pentru definirea arhitecturii unui sistem de cloud guvernamental, implementarea infrastructurii de cloud, migrarea în cloud, sănătate și telemedicină. Aici cei mai mulți bani. Dar s-au dus și către sistemul judiciar, pentru că știți, avem nevoie de bani și pe partea judiciară, s-au dus către mediu, vorbind mai de digitalizare, s-au dus către muncă și protecția socială, Ministerul Muncii. Da? Așa, carte de identitate electronică și semnătură digitală calificată. Da? Nu vom mai avea acele buletine.
vom avea carte de identitate electronică. Banii s-au dus și către digitalizarea sectorului organizațiilor neguvernamentale. Banii s-au dus și către transformarea digitală în managementul funcției publice. Da? Deci, o parte din alocarea acestor 2 miliarde de euro, din totalul de 29 de miliarde de euro. Pe lângă asta s-au dus în conectivitatea digitală și vom avea aici tranziția către atingerea obiectivelor de conectivitate și stimularea investițiilor private pentru dezvoltarea rețelelor de foarte mare capacitate. Vă spun pentru că eu am lucrat și pe această componentă, da? Și către securitatea cibernetică. Spuneați cât de esențială este securitatea cibernetică. O să avem acel cloud computing de care ne-ați spus. Nu știu, dar nu am înțeles exact dacă este la nivel de proiect, pentru că am înțeles că dacă se va implementa un astfel de proiect, așa vom fi. Dar eu vin și spun, bani vor veni pe partea de asigurare a securității cibernetice, da? Ca să avem siguranța informațiilor financiare, da? Pe care le avem acolo, către asigurarea protecției cibernetice, atât pentru, pentru infrastructurile publice, cât și Doamna pentru... Doamna Vizu, am înțeles, dar ce facem cu cei care sunt în vârstă, tot nu ne spuneți. Da. Eu vă spun, ne spuneți de ce o să facem pentru instituții mai mult, pentru firme mai mult și pentru cei care au 20, 30, 40 de ani. Dar ce facem cu restul? Exact, vă spun în valoarea totală cum au fost realocați banii și vin și vă prezint activitatea mea în relație cu Ministerul Apărării Naționale. Acum, la nivel de cetățean, v-am spus de la început, sunt în aceeași barcă cu dumneavoastră, gândesc la fel, dar trebuie să ne gândim ce facem și cu zonele albe. În primul rând, să fie acoperite. Păi noi nu putem să ne gândim, doamna Nițu, guvernul trebuie să gândească. Noi, cetățenii obișnuiți, nu putem să mergem pe vârful muntelui în fiecare sat să ne ocupăm noi de ei. Fac și voluntarii ce pot. Aici este vorba de altceva, de ceea ce se organizează la nivel național. Nu avem cum noi, eu, dumneavoastră, doamna profesoară, mergem noi prin sate să instalăm internet acolo, să învățăm pe bătrâni să folosească internetul. Sau la Carrefour să vină să folosească sistemul pe care ne l-ați prezentat. Eu cred că bătrânii care au 80-90 de ani nici nu mai văd ce să folosească exact. Ei. Așa. Ați văzut, apropo, că a zis un lucru mare, la Carrefour, la plată electronică. Exact. Deci mă tot uit, numai tineri, cei peste 50-60 se duc cu căruciorul la casă obișnuit sau să plătească. Ați văzut? La coadă. Da. A zis un lucru mare. Păi și ce facem cu părinții și cu bunicii noștri? Îi dăm la o parte sau îi prețuim? Părinții, și aici fac o precizare, dar poate îl știți pe domnul academician Zaman, Dumnezeu să-l odihnească. La dânsul am reținut o formulă foarte adevărată și interesantă. Părinții sunt ca niște icoane, să iubim și să-i respectăm. Deci nu cred că este nici uman, nici moral să fie dat la o parte, să nu poată să meargă la Carrefour, să își trimeată declarațiile online prin SPV la 90 de ani și să nu fie primis la nicio instituție publică că se va digitaliza totul. Bine, aceasta este opinia mea personală. Însă, ca să închem într-o notă optimistă panelul nostru 3, nu pesimistă, doamnele, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea dumneavoastră la panelul 3. Toate prezentările au fost deosebit de interesante. Mulțumim doamnei Nițu Carmen, care a venit cu noutățile din administrația publică centrală. Și dânsa este un om deosebit și foarte bine documentat, cunoaște o mulțime de lucruri care se petrec acolo în sistemul public. Și o așteptăm cu multă plăcere. Vă invit să participați și la conferința noastră economică națională care are loc în luna mai, în fiecare an. Și anul trecut și anul acesta au fost foarte interesante. Se vor desfășura tot online și vă așteptăm de fiecare dată cu multă plăcere. Vă mulțumesc! Vă doresc un weekend plăcut, un weekend frumos, la mulți ani dacă aveți sărbătoriți de Sfântul Andrei, să trăiască, să fie sănătoși, să vă bucurați alături de ei și să nu uităm că vine 1 decembrie și să urăm la mulți ani România, la mulți ani 1 decembrie.
Mulțumim frumos! Vă mulțumesc pentru Până participare toate! și vă doresc și dumneavoastră să aveți o zi frumoasă, cu multe bucurii și un weekend plăcut și să ne vedem la multe conferințe naționale și internaționale.